se face? Mai sunt și vorbele alea din popor că nu e bine, eu superstițioasă de fel, am zis da, că nu, eu mă refeream și la acele posibile probleme de sănătate pe care bănuiai tu că le ai, că nu poți rămâne gravidă sau că nu poți ține sarcina. Posibile, dar așa ipohondră, mă vezi? Păi nu, iată că dacă s-a a dat Dumnezeu să rămâi sărcinată și să ții, înseamnă că foarte... n-au fost probleme atât de grave, știi? Deci, Doamne ca ajută, să ne înțelegem asta, pe scurt, spunem, da. Am fost suspectă de cancer, trebuia să-mi scot unul din ovare, stângul nu se știa dacă va rămâne sau nu. Suspectă de cancer ovarian? Pe scurt. Deci cam asta mi-au fost problemele. Faptul că am rămas însărcinată a fost de-a într-adevăr o minune. Sau sunt probleme recente? De acum, problema asta a fost acum 3 ani. Am urmat un tratament în urma căruia nu se mai putea. Nu se mai putea. Orice sarcină care se așeza în uter era eliminată de organismul meu. Deci, și atunci, întâlnirea cu Cristi chiar a fost una providențială, nu? Sămânță tare, frate. Adică... I-a dat unicoro ticava până s-a... Păi, bă, ce ai făcut, frățioare? Vezi că o să te ca... Adică... Știi? Mă gândesc așa. Este o reclamă bună. Nu știu cât o să rămâneți voi împreună, că bă, știi cum e. Vedetele televiziune... Tu vii în altă lume, da? Vedetele sunt înfițoase, trebuie să le ții în puf. Nu știu dacă... Da, nu în pumn, în puf. Știi că sunt figurată. Voi vă pupă micuțul, apropo, am vorbit. Scuze-mă că fac o paranteză. Vorbeai de copil? Ne pupă pe gingii micuțul. Deci ți-a transmis, a zis ceva, autopitulice cu niște ouă, că ți-e foame, nu știu să mănânci. Nu știu, nu-l cunosc. Pe chelie, de două ori l-am văzut în viață. Îl pupăi noi pe micuțul, da. Revenim la problemă. Mă gândeam că dacă, Doamne ferește, vei rămâne problema în discuție, situația. Vei rămâne vreodată singur? S-ar putea să fii perceput drept cel care rezolvă, are harul de a însămânța. Nu e ăla mic care ăla, așa că lasă-mă să fac reclamă în zona asta, că nu se știe. Păi nu e problemă, ce? Puteți să faceți în continuare de reclamă. Ce coadă o să fie mâine pe mine? Nu te deranjează, nu? Dacă nu, este acest om care are harul sfânt de a lăsa gravide. Nu te-ai aștepta la asta, nu? Nu credeai că ai abilitățile astea, nu? La ce să-mi faci reclamă să vină de la mine? Nu, mă, nu, să lai gravidă o femeie care nu poate să rămână niciodată. Harul ăsta. Da. Nu mă așteptam, vreau. Da. Sarcina sunt asta... puteri de care nu știam că le-ai. Da. Le mai folosești, gata. Ajunge odată. Nu, nu. Păi nu, mă, trebuie să verifice. Mă, nu trebuie să verifici. Când ai un har, nu te supăra. Ce te superi? Nu trebuie să verifici omul și pe alta, să vadă. Deci, cine este cu probleme? Cine să știe când a rămas grav? Vezi, vă sunați la 127. Dar e limită de vârstă? Adică, nu. E limită de timp. De ani, 80 e limită de timp. Câte trebuie să lași pe cineva? Mergem, mergem în plaja asta. Publicul comercial, 18-49. Da, maxim. Pe segmentul 49. Ai 52. Ce ai, mă? Dacă e crescută la țară, ca la țară, sunt ok. Frățioare, dar ce au, Doamne ferece. Doamne, nu, zic așa. Niște milfe la 49. Niște doamne la 49, da. Milf, milf, codomelc. Milf, milf, divorț. Asta ca să mai destindem atmosfera, pentru că, ce să vedeți? Dar numai noi râdem, vezi? Vin ei, nu, vin ei vesel, dar atmosfera între ei e destul de tensionată. Nu vor ei să ne zică. V-ați mai liniștit? De tot. Ce mai nu vezi? Dai, mă, nu zice tu că eu trebuie să de la ea să obțin. Ea obține. Zi, îl mai iubești, nu-l mai iubești? Da, spuneam în live-ul de anul trecut, când tu te enervase și făceai ca toate ierele. Bine, probabil reacție, exact, reacții generate hormonal. Hormonii. Că această sarcină ar putea fi motivul, momentul, liantul care să vă unească și să vă transforme într-o familie fericită. Și tu ai spus, domnule, nu mă interesează, cu alte cuvinte, nu mă interesează neapărat tata, eu țin, indiferent de ce ar fi, țin copilul. Chiar dacă rămân evident singură, chiar dacă va fi orice ar fi. Dar puneai și posibilitatea asta în discuție, chiar dacă rămân singur. Și atunci ne întrebam cu toții, mă, că era live-ul imediat după ce l-ai anunțat, sau în ziua în care l-ai anunțat pe Cristi. Și te întrebam, nu, cum a reacționat. De mult. Nu, știa de cel mult. Cel puțin noi așa știam, na, că aveai o discuție cu el și... Nu. Problemele erau altele și ți le-am spus printr-un mesaj. Problemele erau altele între voi. Altele au trecut. Între noi atunci chiar nu era niciun fel de problemă. Da, între noi doi. Acum e? Nu e nici acum. Dar o să fie, o să fie.